În ultima perioadă, șefii ai Uniunii Liberal-Stângiste, precum Ilici, Iliescu, Ponta și mai nou Antonescu, par să hărăzească un final nefericit hibridului politic, scrie Dragoș Stănculescu în numărul de luni al Curentului. Liberalul roșu Crinuț Antonescu le-a spus vineri aleșilor locali liberali reuniți la Brașov că este de acord să răspundă doar el dacă iese rău cu USL. Dacă iese rău, în ce mă privește, eu răspund singur. Nu că aș fi singurul vinovat, dar așa e în politică. Așa e în democrație, această responsabilitate mi-o asum. Răspunderea mi-o asum singur. Decizia cu USL am luat-o cu vot toate forurile, după discuții cu lideri de filială. Sunt de acord să răspund numai eu, dar nu sunt de acord să mi se atribuie o decizie nedemocratică, a spus Antonescu. De asemenea, Crinuț a mai ținut să atragă atenția asupra faptului că frăția cu Felix s-ar putea rupe și ea în cazul în care PC-ul său va deveni tot mai lacom și va continua să ceară mai multe locuri în Parlament decât s-a convenit inițial.